Salutare și bună ziua din nou de la Vorța. Astăzi am stat la atelier până la amiaz. A rămas Ramona în continuare. Eu am venit aici pentru că vreau să mai continui cu lucrările. Și anume, astăzi aș vrea să termin măcar peretele ăsta din față cu izolația. Aici am ia ceva mai mult timp din cauza că fiecare placă trebuie să o decupez. Da, s-ar putea ca astăzi să reușesc să termin și dacă mai rămâne material, o să încep și peretele ăsta. Dacă nu, cumpăr din nou material și zilele următoare terminăm și partea aia. Cam asta am de gând astăzi să fac aici. Ar trebui să și cosesc pe lângă casă cel puțin și grădina. Dar înainte de toate o să fac focul aici la sobă, să punem de o zamă, nu? Focul e făcut, pentru început am pus aici într-o oală o bucată de carne de vițel la fiert, pentru că carnea fierbe mai greu. Vreau să fac o zamă de vițel, mi-o poftă de nu mai pot de o zamă. Până fierbe carnea, mă apuc de pus câteva plăci de polistiren. Asta e problema aici, că ia mult timp din cauza că fiecare placă trebuie să o măsor, să decupez, după aia s-o pun pe poziție. De asta peretele ăsta e cel mai greu de făcut. Merge treaba, chiar dacă un picuț mai greoi, pentru că fiecare placă trebuie măsurată exact, tăiată și după aia venit și pus aici. Pentru că vreau să închid cât mai bine toate găurelele exterioare. No, am terminat și partea din față. E complet aici. Urmează să pun și ce mai am materiale, încep aici, după aia în spate, dar nu mai prea am, mai am un singur pachet de polistiren. Dar înainte de a mă apuca aici, mă duc să pun și legumele la fiert acolo cu zama. Am scos carnea, am dezosat-o. Am tăiat-o cubulețe, bineînțeles că am lăsat și oasele să fiarbă în continuare. Am tăiat legumele cubulețe, ce a rămas le-am lăsat aici pentru gust. Urmează să toc o roșie din asta imensă și o bag și pasta acolo la fiert. Încă o mână bună de leuștean cules din grădină. Mai departe doar să fiarbă la foc mic mai vreo oră, până se fac toate legumele cum trebuie. Mă apuc de peretele ăsta până fierbe zama. Mi-am adus aici materialele. Aici merge mult mai repede că n-am de decupat, le pun așa întregi. Mult mai ușor merge treaba aici. Următorul rând o să încep cu o jumătate de panou ca să le întrețes. Iar celălalt rând de sus o să plec cu el din nou cu panou întreg. Hai să vedem cum iese. Pauză de lucru. Zama mea fierbe minunat. Miroase aici de înnebunesc. Efectiv, înnebunesc. Mai un pic să fiarbă. Și aproape gata, o să mai bag niște leuștean numai la urmă. Am dres de sare, de oțet. Da, eu acresc ciorbele cu oțet. De-abia aștept să mănânc, că nu mai pot de poftă. No, cam atât am avut material. Trebuie să mai aduc polistiren. Mă apuc să întăresc astea pe care le-am pus, să mai pun ciuperci din loc în loc. No, cam atâta cu izolația pentru astăzi. Să vedem mâine care va fi programul.
Dacă vin, mai aduc câteva pachete de polistiren și încerc să pun până sus peretele. Aici merge repede. Ultima tușă de leuștean și pătrunjel și zama mea e cam gata. Îmi pun să mănânc imediat. No, asta mi zama, mă apuc să mănânc că mi-e mai mult poftă de fapt decât foame. Să am poftă. Bineînțeles, voi mânca cu ahi charapita. N-ai ce, zama e zama. Poate să zică cine ce vrea, dar o zamă nu se compară cu nimic atâta de bună. Carnea s-a făcut atâta de bine, de s-a topit efectiv. A fost vițel, într-adevăr. Iar combinația cu ahi charapita e greu de descris. Gustul acestor ardei, cel puțin pe mine, m-a prins atât de tare încât eu sunt dependent. Mie îmi venea să râd prin Amazonia când îmi aducea la masă vreo doi din ăștia numai. După aia, după ce am gustat din el, am înțeles. Ăștia roșii cel puțin sunt nebunie curată. N-ai cum să mănânci mai mult de 2-3 la un plic de zamă. O masă pe cinste am avut. Vreau să mai recoltez ceva din grădină. Și anume, am de recoltat alunele. Alunele care s-au copt și acum trebuie să le recoltez. Aici la mine se pare că e o zonă unde alunul merge foarte, foarte bine. Ăsta e anul 2 și s-a dezvoltat extraordinar de frumos. Asta e recolta de alune. Bineînțeles că voi și gusta câteva. Ce greu se sparg. Au coaja groasă. Extrem de bune. Dar parcă după ce mai stau un pic, e și mai bune. Salutare din nou de la Vorța, o nouă zi aici, o nouă zi în care am venit să lucrăm câte ceva. De data asta e și Ramona cu mine. Primul lucru, am făcut focul, am pus zama la încălzit. Mâncăm și după aia mă apuc de pus din nou rigips. Rigips. Polistiren. Și după ce termin cu polistirenul, că doar atât am putut să iau, că nu intră mai mult în mașină, o să intru în casă să mai pun și niște rigips. Vreau să văd, să încep structura de rigips acolo și să continui cu rigipsul pe pereți. Foarte bună ciorba. Întotdeauna am zis că genul ăsta de ciorbe parcă e mai bună a doua zi față de când o faci. Mă apuc să continui cu încă un pachet de polistiren. Hai să vedem cum merge. E, a mers mult mai repede în doi dacă m-a ajutat Ramona să-mi dea la mână. Deja e gata, aici mai intră doar un pachet și mai trebuie încă vreo 3 pachete în spate. Cu siguranță în toamna asta termin de izolat. Hai să vedem înăuntru ce mai facem astăzi. Și anume, vreau să mă apuc aici de rigips. Peretele ăsta îl las deocamdată pentru că acolo vine instalația electrică. Instalație pe care va trebui să o integrez în rigips. Dar aici pot să mă apuc să încep cu peretele ăsta. Chiar tot îl pot face. Și ăsta, și aici, de fapt peste tot pot face deja pereții. Instalația electrică rămâne pentru a o monta aici pe acest perete și am mai făcut niște studii. Da, o să am destul loc aici. O să pun pe fiecare priză, o să pun câte o siguranță.
Atât pe prizele care o să meargă aici în zona bucătăriei, cât și pe cele care o să vină aici unde o să fie un living. Nu o să las mai mult de o priză, două pe fiecare siguranță și bineînțeles și pe iluminat voi pune la fel câte o siguranță. Prima foaie de rigips e croită deja. Aici va fi. Arată foarte bine. I-am făcut structură în partea aia. În partea asta o să o prind de lemn. Dar înainte de a o prinde, o să-i bag vată minerală în spate. Cam astea au fost lucrările pe care le-am făcut zilele astea aici la casă. Mâine e sărbătoare, așa că nu vom veni să lucrăm. Și încep să-mi apară gutuile în gutui. Am crezut că nu prea sunt anul ăsta, dar tot am de dulceață. De cosit n-am mai apucat. Dar nu-i problemă, că oricum nu-i foarte mare iarba. O să cosesc luni. Am mai găsit o piersică. Piersicul ăsta e piersic cumpărat. N-a mers prea bine, nu prea îi place. Abia face câteva piersici și alea anemice. În schimb, ăia ai mei de la care am adus de la maica mea din grădină, ăia au făcut din abundență. O plăcere, am mai văzut ceva. O plăcere să te prind pe înserat prin livadă. Ai văzut ceva și anume ăsta care e primul an în care îmi face mere. Cu ocazia asta văd și eu ce soi sunt. Par mere faine, mere de iarnă, din câte știu eu, de iarnă l-am luat. Iar e o chestie ciudată, nu le-am văzut până acum. Și în ăsta sunt câteva. Pare același soi cu celălalt. Da, interesant cum apar merele mai târziu. Am câteva și din astea albe, astea au mai fost, am mai mâncat din meri. Uite unul pe jos. Încep să se coacă. Încheiem acest vlog aici, mâncând un măr. Mâine nu venim la muncă, e sărbătoare mare, așa că plecăm pe undeva prin țară. Încă nu știu unde, dar cu siguranță dimineață ne urcăm mașină și plecăm unde avem noi, unde ne taie capul. Dar până atunci, de aici de acasă, de la Vorța, eu vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal, mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Până mâine, de la următorul vlog, de unde habar n-am acum, eu vă spun la revedere!